Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre forme verbale nepersonale și anume despre participiu. Să ne reamintim ce este participiul. Participiul este o formă cu trăsături de verb. Asta este foarte important. De reținut, are trăsături de verb, dar se comportă ca un adjectiv în momentul în care nu face parte dintr-un timp verbal compus. El este alcătuit din radical și terminație sufix. Iată, cărat, cusut, rupt, decis, mers, fugit, coborât. În utilizările sintactice, participiul este de fapt un adjectiv participial sau pot să-i spun un adjectiv provenit din verb la participiu. Ca orice adjectiv, el își schimbă forma după gen, după număr și după caz. La masculin singular, iată formele: lucrat, tăcut, rupt, decis, fugit, coborât. La feminin singular, se schimbă, se adaugă particula ă. Lucrată, tăcută, ruptă, decisă, fugită, coborâtă. Pentru masculin plural, vom adăuga particula i. Lucrați, tăcuți, rupți, deciși, fugiți, coborâți. Pentru feminin plural, vom avea forma terminată în e. Lucrate, tăcute, rupte, decise, fugite, coborâte. Să reținem câteva informații legate de participiu. Utilizările morfologice ale participiului. Participiul intră în alcătuirea mai multor timpuri verbale, forme compuse. Ajută la formarea perfectului compus, la formarea viitorului anterior, la formarea conjunctivului perfect, la formarea condițional-optativului perfect și la formarea infinitivului perfect. Ce este foarte important de reținut este faptul că participiul este folosit doar la forma de masculin singular. De asemenea, aici nu este variabil. Este un alt punct important de notat și, bineînțeles, că nu se acordă, da, cu subiectul verbului. Da? În aceste utilizări sintactice, pardon, morfologice, el este doar o parte componentă a altor forme verbale. Este utilizat morfologic și atunci când intră în alcătuirea verbului aflat la diateza pasivă. Această situație este una intermediară. Este între participiu ca simplu component morfologic, invariabil, și între adjectivul participial, acela care se acordă în gen, număr și caz. Hai să vedem situații. Băiatul este lăudat de prieteni. Prăjitura fusese mâncată cu multă poftă. Fetele au fost apreciate de colegi. Câinii erau plimbați în fiecare zi. Formele cu roșu sunt forme ale participiului. Ce se întâmplă aici? Acest participiu se acordă cu subiectul ca orice adjectiv, dar, mare atenție, vorbesc doar de situația în care verbul este aflat la diateza pasivă. Așadar, da, să reținem că este variabil, se acordă cu subiectul ca orice adjectiv. Utilizările sintactice ale participiului. Atunci când participiul nu mai este o parte componentă a unei forme verbale compuse, el poate avea următoarele roluri. Rol de subiect, trebuie spus totul, rol de nume predicativ,
Pizza este arsă, scaunul e vopsit și rol de atribut, scaunele vopsite sau uscat. În această situație, participiul se raportează la substantiv, îl califică, are principalele funcții ale adjectivului de nume predicativ și de atribut și, bineînțeles, are o formă variabilă. Totuși, el poate să rămână și cu unele trăsături de verb, așa cum este situația în care el este subiect. Trebuie spus totul. Iată bibliografia pentru acest material, dacă ai nevoie de informații suplimentare. Îți mulțumesc!